Ole, încondeiate vestesc din inima Bucovinei venirea Paștelui. Floarea Paștelui închistrată cu mai multe culori sau frunza de stejar sunt motive care se regăsesc pe ouăle voronenilor, precum și povestea Mântuitorului care apare întotdeauna pictată cu drag, cu suflet, pe icoanele din lemn. Bună ziua, cum vă numiți? Mă numesc Alexa Elena. Vă ocupați cu încondeiatul ouălor. De când cu această activitate? Am vreo 3 ani de când mă ocup cu încondearea ouălor și mă ocup și de niște elevi învăț la Comuna Voruna de la liceu. Ce fel de vopsea? Cu ce le pictați? Acum vopsim mai mult cu vopsele de astea care se găsesc acum în magazin. În comerț? Folosim și vopsele care sunt făcute din noi, din coajă de ceapă, din frunză de nuc, din coajă de măr. Haideți, mie mi-au atras atenția câteva, trebuie să recunosc. Să spunem, de exemplu, acesta. Ce reprezintă și ce fel de vopse ați folosit? Floarea Paștelui la noi și e făcut în trei vopsele. Haideți să luăm un pic de la început. Aveți oul, ce faceți? Care sunt pașii până la pictat? Întâi scoatem conținutul din ou, îl degresăm ca să prindă vopseaua și apoi după ce așa îl punem puțin la uscat ca să usuce bine ou și apoi îi dăm la încondeiat ou. Cât va lua cel mai mult, să spunem, un ou de încondeiat? Ca timp? Ca timp, depinde din model. Dacă e un model mai bogat în floare, cam majoritatea oră, că până scoată dintr-o vopsea, se usucă, încondeiezi iar se bagă în altă vopsea până se usucă și tot așa, că nu poți să forțezi vopseaua, că se șterge și apoi, dar e mai bine să natural să usuce. Arătați-mi, să spunem, un ou cu motive voronene. Aveți aici? Da, motive voronene. Avem floarea Paștelui, frunza de stejar. Care vă este cel mai drag de aici? Cred că toate, că le-ați făcut dumneavoastră, dar toate. Unul? Asta e frunza de stejar, care la noi mai mult se folosește. Chiar se folosește flori de măr, greble se folosește la încondeiat, merișoare. Faceți asta doar pentru dumneavoastră sau, nu știu, și comercializați? Acum, de vreo câțiva ani, așa fac chiar și pentru comerț, la specific când la expoziții sau chiar și în majoritatea vin la mine acasă și îmi spun chiar în... Vă indică modele? Da, unii preferă mai modele mai bogate în condeiat, alți mai simple. Văd că aveți aici, cred că sunt ouă de curcă sau de gâscă. Sau de gâscă. Da, de gâscă. Astea sunt ouă de gâscă și sunt 3 culori. Și specific culorile noastre de la Vorona, roșu, galben, verde, astea sunt culorile la noi specifice. Practic, prin încondeierea ouălor și păstrați tradiția comunei, nu vă deziceți de ea. Fiecare om este unic în felul său. Tu, prin talentul tău, ne aduci în față icoane. Cum te numești, în primul rând? Mă numesc Popa Ionela și sunt din Comuna Vorona, județul Botoșani. Pictezi icoane pe lemn. Cum ai început această activitate? Am început activitatea sub îndemnul părintelui paroh Ștefan Cristian, care inițiase acum 5 ani o activitate cu copiii și la acea... Era elevă la gimnaziu, să înțeleg. Da, eram elevă la liceul tehnologic din comună și am participat și eu și din cei mulți tineri eu pot să spun că am ales drumul ăsta, iar acum sunt studentă aici în București la Facultatea de Teologie și urmez secția Artă Sacră. Cum ai început să pictezi? Nu știu, care a fost prima icoană? Ce ai ales să pictezi prima oară și să duci la bun sfârșit? Prima dată am început să pictez Mântuitorul
și îmi amintesc și acum de prima mea icoană. Știu că nu era atât de reușită, dar eram foarte încântată și foarte mulțumită că am reușit să fac asta. Ai păstrat-o? Da, sigur că am păstrat-o și bănuiesc că orice om și-ar păstra prima lucrare, indiferent de ce ar fi ea. Sau cât de reușită este comparativ cu viitoarele. Este, așa. Și încet, încet am început să o fac încă o dată și încă o dată și începând să progresez, mi-am dat seama că am, nu știu, că ăsta e darul meu și că Dumnezeu poate așa a vrut și aparte de dragostea pentru Hristos am ales să urmez drumul acesta. Ai spus că ai ajuns la facultate. Cum ți se pare drumul acum pentru a picta icoane? Bănuiesc că deprinzi anumite tehnici, combinații de culori. Te ajută? Vezi un progres? Da, sigur că da. De aceea am și ales să vin aici, să-mi îmbunătățesc stilul, că asta îmi doresc să fac pe viitor și sper în continuare, în cei următorii 2 ani, pardon, să reușesc să acumulez cât mai multe informații și cunoștințe despre iconografie. Spune-mi, vii din lumea satului. Cât a contat în alegerea ta influența satului? Influența religiei din sat, a bisericii, poate, sau chiar a preotului? Pentru mine a contat nu mult, extrem de mult, poate foarte, foarte mult, pentru că nu aș vrea să-mi uit niciodată locul de unde am plecat, nu ar fi cu putință pentru mine, de aceea m-aș afla astăzi aici și oricând voi fi alături de sătenii mei și influența preotului a fost extrem de importantă pentru mine. Sfatul părintelui duhovnic este foarte important și nu doar pentru mine ca iconograf, pentru orice creștin. Mi-a atras atenția, trebuie să recunosc, această icoană de aici. Povestește-ne un pic despre ea, mesajul ei și cum ai realizat-o. Această icoană este specială pentru mine pentru că am terminat-o exact după examenul de bacalaureat și se cheamă Blândul Păstor. Este reprezentat Mântuitorul cu mielul, cu jertfa. De unde, nu știu, de unde ți iei lemnul, de unde ți iei culorile sau tot ce ai nevoie pentru realizarea lor? Materialele cu care realizez icoanele le iau de obicei din străinătate prin comandă, pentru că în țară nu prea se găsește. Inclusiv lemnul? Lemnul nu, îl iau gata preparat sau îl prepar chiar eu. Și materialele folosesc pigment cu emulsie de ou. Nu pot să-ți doresc decât succes în realizarea visului tău, să devii o pictoriță celebră, să ne aduci în casă icoane minunate, mult succes la facultate și sper să te întâlnim și la expoziții importante din mediul cultural românesc. Doamne ajută și vă mulțumesc din suflet!